Viața oferă trăiri care transcend materialul și fizicul și, desigur, pe care omul dorește nu numai să le cunoască, dar și să le poată explica. Astfel că omul, în încercarea de a cunoaște, a încercat să-și explice în primă fază manifestările existențiale ale lumii. În acest sens, au luat naștere conceptele, credințele și ideile magico-religioase încă de când omul a conștientizat puterea rațiunii. Mircea Eliade întocmește o anamneză, adică un conglomerat de informații cu privire la relația umană cu sacrul și implicit a modului în care au apărut și s-au dezvoltat ideile și credințele religioase. Descoperirea focului a reprezentat una dintre cele mai importante evenimente din istoria umanității, iar această descoperire constituie treapta de separare a omului față de celelalte animale. Descoperirea focului, adică posibilitatea de a-l produce, de a-l conserva și de a-l transporta, marchează separația definitivă a paleontropilor de înaintașilor zoologici. Aflăm astfel că prima atestare documentară a folosirii focului datează din urmă cu aproximativ 600 de mii de ani într-o zonă numită Chukutien, astăzi în Beijing, China. Adică în perioada în care Homo erectus pekinensis își ducea viața pe Terra. Desigur că o astfel de descoperire, alături de altele din sfera tehnologică, precum folosirea pietrelor pentru crearea armelor, de exemplu, acestea au asigurat nu numai supraviețuirea și dezvoltarea speciei umane, ci au produs în egală măsură un univers de valori mitico-religioase și au incitat și hrănit imaginația creatoare. Omul a fost nevoit să vâneze pentru a putea supraviețui și, după câte se pare, vânătorul din perioada paleolitică este cel care ne oferă informații referitoare la universul magico-religios ale acelei perioade. Aceștia considerau că animalele sunt asemănătoare oamenilor, că acestea se pot transforma în oameni, la fel cum și oamenii se pot transforma în animale. Triburile de vânători ale acelei perioade credeau în existența spiritelor păzitoare de tip teriomorf, adică ceva om combinat cu bestie, și în existența unei ființe supreme de tipul stăpânul animalelor, care avea putere atât asupra acestora cât și asupra oamenilor. Uciderea unui animal reprezenta un eveniment încărcat de o puternică semnificație sacră, având în vedere că credința acestor vânători în stăpânul animalelor, care veghează pentru ca vânătorul să nu ucidă decât atât cât are nevoie pentru a se hrăni, dar și aceea că un animal odată ucis va fi readus la viață de către acest stăpân sau că sufletul unui om se poate reîncarna într-un animal. O credință cunoscută în perioada paleoliticului și chiar mult mai târziu după aceasta, constă în prezența sufletului în oasele animalelor, mai special în craniile acestora, ceea ce a permis apariția și manifestarea unor comportamente de tip magico-religios la vânători, aceștia păstrând intacte, sau pe cât de mult posibil, oasele animalelor, plasându-le în diverse morminte simbolice cu scopul așteptării renașterii lor. De asemenea, mormintele reprezintă atestări clare ale manifestărilor concepțiilor religioase. Eliade afirmă faptul că începând din epoca musteriană, adică anii 70.000-50.000 înainte de Hristos, se poate vorbi de cu certitudine de morminte. Dar s-au găsit cranii și mandibule în strate mult mai vechi, de exemplu la Chukutien, cultura aceea de lângă Beijing, la un nivel databil între anii 400.000 și 300.000 înainte de Hristos. Și desigur că prezența acestora a ridicat probleme, pentru că noi știam cumva că specia umană are undeva la 200.000 de ani. Acest subiect este însă unul mai controversat, dat fiind faptul că semnificațiile acestor așezări pot fi multiple, de la morminte până la simple locuri unde corpurile defuncților erau plasate fără vreo însemnătate sacerdotală, adică sacră. Și este greu de crezut acest lucru. Totuși, utilizarea ocrului roșu pe trupurile morților reprezintă dovada credințelor existenței post-mortem, implicit aceasta oferă o valoare sacră actelor de înhumare, dar și locurile în cadrul cărora se realizau aceste evenimente. Simbolismul ocrului roșu reprezintă un substituit ritual al sângelui, deci simbol al vieții. Obiceiul de a
presăra cadavrele cu ocru este universal răspândit în timp și spațiu. Eliade afirmă existența practicării inhumanței în perioada paleolitică superioară, înhumarea fiind realizată în gropi, iar trupurile celor morți fiind presărate cu ocru roșu și împodobite cu diverse obiecte. Totuși se înaintează ipoteza conform căreia craniile de animale aflate lângă mormintele oamenilor reprezintă forme ritualice, nu neapărat ofrande aduse în numele unui anumit zeu. Pe scurt, se poate trage concluzia că sepulturile confirmă credința în supraviețuire, semnalată deja prin folosirea ocrului roșu, mai ales că înhumările erau orientate spre răsărit, marcând intenția de a lega soarta sufletului de traiectoria soarelui, deci speranța unei renașteri sau unei post-existențe într-o altă lume unde acesta își continua activitatea. De aceea multe rituri funerare erau încărcate de podoabe, ofrande și unelte. După domesticirea focului, următorul eveniment extrem de important în viața speciei noastre este descoperirea agriculturii. Aceasta în perioada neolitică a creat noi dimensiuni sacre la nivelul societăților umane ale acelei perioade. Este evident faptul că toate conceptele, dar și comportamentele umane au suferit modificări în urma acestei descoperiri. Deși datarea timpului se cunoștea încă din perioada paleolitică, prin intermediul măsurării și înregistrării fazelor lunare. Dar odată cu descoperirea agriculturii, timpul capătă o semnificație mult mai important. Oamenii erau nevoiți de acum să-și perfecționeze capacitățile de măsurare și de înregistrare a acestuia pentru a-și putea crește cu succes plantele. Anumite triburi renunță la viața de vânător și se îndreaptă către cea de agricultori. Oamenii de acum nu mai sunt nevoiți să-și procure hrana prin intermediul vânătorii, motiv pentru care aceștia întemeiază așezări stabile în scopul dezvoltării producției agricole. Desigur că nu toate triburile au adoptat această schimbare, iar unele dintre ele au rămas la stadiul de vânători. Însă influența pe care agricultorii au avut-o asupra dezvoltării conceptelor și ideilor religioase este extrem de vastă și de importantă. O temă destul de răspândită arată că tuberculii și arborii cu fructe bune de mâncat, cum sunt cocotierul sau bananierul, acestea s-ar fi născut cumva dintr-o zeiță jertfită, dintr-o divinitate jertfită. Exemplul cel mai faimos vine din Seram, una din insulele de lângă Noua Guinee. Mai exact, din corpul sfârtecat și îngropat în pământ al unei tinere fete de origine semidivină, pe nume Hainauele, din aceasta cresc plante necunoscute până atunci. În primul rând, tuberculi. Hainauele este astfel sacrificată, iar acest omor primordial a schimbat în mod radical condiția umană. Căci el a introdus sexualitatea și moartea pe de-o parte și a instaurat instituțiile religioase și sociale care, culmea, sunt încă în vigoare. Moartea violentă a Hainauelei nu este numai o moarte creatoare, căci ea permite zeiței să fie continuu prezentă în viața oamenilor, chiar și după moartea lor. Hrănindu-se cu plantele răsărite din corpul zeiței, omul se hrănește în realitate cu substanța însăși a divinității. Plantele astfel capătă un caracter sacru, la fel ca și creșterea acestora. Începând cu această perioadă de timp, cam în toate culturile, creșterea plantelor este văzută ca o hierogamie, adică o împreunare cu o zeitate. Datorită faptului că un anumit zeu, și de obicei cel care reprezintă cerul în cultura respectivă, acesta s-a împerecheat cu mama pământ, oferindu-se astfel oamenilor roadele lor pentru a putea fi consumate. Relațiile pe care oamenii le aveau cu lumea animală sunt înlocuite de acum cu relațiile cu lumea vegetală. În acest sens, femeia capătă o nouă dimensiune sacră, fiind identificată cu mama pământ care, odată fecundată, va da naștere vieții. Un aspect extrem de important este reprezentat de conceptul referitor la viață și moarte și anume. Agricultorii neoliticului au identificat ciclul vieții umane cu cel al plantelor, concept care urma nu numai să influențeze următoarele credințe, dar care a stat la baza formării unor religii și care chiar și în prezent le fundamentizează existența. Mă refer desigur la conceptul conform căruia omul este precum o plantă. Acesta este o sămânță care urmează a se naște.
Nașterea sa constituie apariția vieții pe care el o trăiește, ducându-și sămânța mai departe pentru ca, într-un final, după ce și-a atins scopul, să moară. Totuși, aspectul cel mai important îl constituie însăși moartea umană, care nu este definitivă, ci, la fel ca în cazul plantelor, omul urmează să renască. Acest lucru, constituind un ciclu neîntrerupt de viață și moarte, regăsit în unele culturi sub denumirea de Ouroboros. Ouroboros este un concept valabil nu doar pentru existența umană, ci și pentru cea a universului. Dar până acum am discutat despre credințe și idei magico-religioase, nu despre o religie instituțională în sine. Așadar, primele concepții religioase, păstrate în texte scrise, aparțin civilizației sumeriene. Astfel, aflăm că zeița Nammu, care reprezintă marea primordială, este cea care a dat naștere cerului și pământului și tuturor celorlalți zei. Întâlnim în acest caz tema apelor primordiale, temă care se regăsește concomitent la multiple civilizații și în diferite niveluri culturale. Această temă presupune în concepția sumeriană faptul că masa acvatică este identificată cu mama originară care a dat naștere prin pateogeneză, adică printr-o reproducere asexuală, pe primul cuplu, cerul și pământul, respectiv zeii An și Chi, aceștia încarnând principiile masculin și feminin. În conceptele civilizației sumeriene întâlnim pentru prima dată existența temei perfecțiunii primordiale. Această temă presupune existența unui loc lipsit de rele, de boli sau de moarte, unde strămoșii primordiali își trăiau viețile într-un mod asemănător zeilor. Pentru sumerien, acest loc purta numele de Dilmun. Această temă a paradisului este mai ușor de înțeles prin exemplu raiului din credința creștină. Unul din miturile apariției omului are legătură cu conceptele referitoare la viața vegetală. Omul ieșind de altfel tot din pământ, precum celelalte ierburi. Un alt mit, tot sumerian, presupune că omul a fost creat din lut de către lucrători divini ca mai apoi zeița Nammu să-i modeleze inima, iar zeii An și Chi să-i ofere viață. Alte texte, tot sumeriene, o arată pe o altă zeiță pe nume Aruru, drept creatoare a ființelor umane. Dar mai există și o a patra versiune, unde omul a fost făcut din sângele a doi zei care se numeau Lagma. Aceștia fiind jertfiți în acest scop, adică au fost omorâți ca să se creeze oameni. În concepția sumeriană, omul era considerat ca fiind servitor al zeilor, însă nu în sensul de sclava acestora, ci mai degrabă precum o ființă care trebuie să le îndeplinească anumite servicii acestora. Noțiunea păcatului și ideea de țap ispășitor nu sunt atestate în textele sumeriene. Acest fapt presupune că oamenii nu sunt numai servitorii zeilor, ci totodată imitatorii lor și, prin urmare, colaboratorii lor. La sumerieni, zeii erau responsabili pentru păstrarea ordinii cosmice, iar oamenii, fiind imitatorii zeilor, dețineau responsabilitatea păstrării ordinii sociale. Una dintre cele mai răspândite teme în întreaga cultură sumeriană este aceea a tulburării ordinii cosmice. Se crede că Marele Șarpe va veni și va amenința să reducă lumea la stadiul de haos din cauza crimelor și erorilor umane. Numai că lumea este periodic regenerată sau recreată prin serbarea anului nou sumerian. Regăsim în acest caz mitul șarpelui și concepția referitoare la regenerarea universală a lumii, precum în conceptele de Ouroboros, cel discutat mai sus, cel în care omul urmează întotdeauna să renască într-un ciclu nesfârșit de viață și moarte. Așadar, vedem o continuitate și o trecere de la credințele agricultorilor la cultura sumeriană. De exemplu, vedem în cultura vechilor popoare germanice, pe care o să le aprofundăm o leacă mai încolo, arborele lumii pe nume Yggdrasil este amenințat constant cu distrugere încă din momentul creației sale. Acesta este amenințat de șarpele Nidhogg, care vine să-i roadă rădăcini pe când un vultur o să vină să-i devoreze frunzișul. Dar o să aprofundăm un pic mai târziu și mult mai pe larg
acest mit. De menționat este faptul că primul mit al potopului este de origine sumeriană. Pe scurt, zeii hotărăsc distrugerea umanității printr-un potop, acesta fiind rezultatul erorilor oamenilor sau al dorinței zeilor de a încheia existența umană, încă nu se știe clar. Totuși, mitul sumerian invocă existența unui rege numit Utnapishtim, care este ales să supraviețuiască datorită calităților sale de modestie și pioșenie. El este informat de către protectorul său în legătură cu decizia zeilor, urmând ca apoi textul să fie întrerupt de o mare lacună. Eliade înaintează posibilitatea că în această lacună să se regăsească indiciile pe care regele Utnapishtim le-a primit în legătură cu construirea arcei sale. Apoi textul continuă și ne spune că după 7 zile și 7 nopți, soarele se arată din nou și Utnapishtim se posternează în fața zeului solar pe nume Utu. În ultimul fragment păstrat, zeii An și Chi îi oferă viață de zeu și suflare eternă a zeilor și îl instalează în tărâmul fabulos numit Dilmun, unde nu există moarte și nici suferință. Apoi avem epopeea lui Gilgamesh, care este primul poem din istorie. Acesta este de fapt povestea vieții regelui cetății din Uruk, astăzi Irak. Gilgamesh este un semizeu, fiul zeiței Ninsun cu un muritor. El este un rege puternic și deștept, dar în același timp și un tiran care își asuprește poporul. Pentru că Gilgamesh este rău și tiran și își asuprește poporul, oamenii se roagă neîncetat zeiței Ishtar pentru salvare. Aceasta, cu ajutorul zeiței Aruru, creează o creatură numită Enkidu, adică un fel de sălbatic foarte puternic, ca și Gilgamesh de altfel, dar acesta pierde în cele din urmă lupta cu regele și cei doi devin foarte buni prieteni într-un final. Aceștia doi se aliază și împreună luptă împotriva multor creaturi mitologice. Între timp, zeița Ishtar se îndrăgostește de Gilgamesh, dar acesta o refuză, iar zeița se plânge lui An, care acesta decide să-l trimită pe taurul ceresc, pe nume Gugalana, împotriva lui Gilgamesh. Taurul este ucis de rege și de Enkidu, numai că Enkidu în cele din urmă este rănit sau otrăvit în luptă și moare într-un final. Gilgamesh este distrus de dureri și înspăimântat de propria sa mortalitate. Organizează funeralile lui Enkidu și pleacă într-un fel de pelerinaj în căutarea singurului om care a devenit nemuritor, adică Utnapishtim, adică omul care a supraviețuit potopului. Gilgamesh ajunge la capătul pământului, la muntele Mashu, trece printr-o poartă păzită de oamenii scorpioni care îl lasă să treacă după ce dovedește că este semizeu, apoi trece marea pe calea soarelui și pe cea întunericului și după o serie de evenimente ajunge la Utnapishtim, care îl supune unui test, și anume să nu doarmă 7 zile și 7 nopți. Dar Gilgamesh cade testul, numai că Utnapishtim îi dă totuși informația despre o plantă de sub ocean care îi dă tinerețea veșnică. Gilgamesh reușește să pună mâna pe plantă, dar aceasta este furată de un șarpe. În cele din urmă, Gilgamesh încearcă să-i vorbească lui Enkidu în lumea morții, dar acesta nu îi spune mare lucru și, demoralizat, renunță și se întoarce înapoi în Uruk. Bineînțeles că povestea este mult mai detaliată, eu am făcut cel mai rapid rezumat posibil. Dar ideea poveștii o să tot fie reluată de acum în mai toate religiile. Privind către Egiptul antic, întâlnim concepții asemănătoare sumerienilor, cum este de exemplu cosmogonia, aceasta fiind rezultată din apariția unei coline din apele primordiale. Eveniment care culmină nu numai cu apariția pământului, dar și a luminii, vieții și conștiinței. De asemenea, întâlnim și la egipteni tema paradisului primordial, numai că aceștia o numesc epoca Tep-Zepi, iar traducerea aproximativă ar fi prima oară. Această epocă a durat de la apariția zeului creator deasupra apelor primordiale până la încoronarea zeului Horus. Evident, această prima oară este vârsta de aur a perfecțiunii absolute, înainte ca mânia, ori zgomotul, ori lupta, ori dezordinea să-și fi făcut apariția. Nici moartea și nici boala nu existau în această eră a vârstei miraculoase, care mai este cunoscută și cu numele de vremea lui Ra sau vremea lui Osiris sau vremea lui Horus. Nu s-au hotărât încă. Un aspect extrem de important în concepțiile religioase ale egipteniei
egiptenilor îl constituie întemeierea statului, care este văzută drept o cosmogonie. Mai precis, odată ce faraonul instaura acest tip de lume nouă, el dădea naștere unei noi civilizații, mult mai avansată decât precedenta. Faptul că faraonul era văzut ca fiind un zeu întrupat îi oferea acestuia puterea de instaurare a ordinii sociale și, ca în cazul sumerienilor, era avea obligativitatea de a asigura ordinea în rândul oamenilor, precum o asigurau zeii în dimensiunea cosmică. Divinitatea faraonului constituia cea mai bună garanție, întrucât faraonul era nemuritor, iar decesul său fiind numai o translație a sa la cer. Continuitatea de la un zeu întrupat la un alt zeu întrupat și, prin urmare, continuitatea ordinii cosmice și sociale, acestea erau asigurate de faptul că faraonul era el considerat un zeu. De aceea egiptenii își mumificau faraonii, pentru că în concepția lor aceștia nu mureau niciodată. Înaintând în istorie, privind către perioada când Israel era copil, adică exact așa se numește capitolul din cartea lui Eliade. Un aspect important îl constituie mitul lui Cain și Abel, pe care trebuie să-l punem în directă legătură cu mitul paradisului pierdut. După câte putem observa, tema paradisului primordial este reluată și în acest caz, grădina Edenului fiind locul în care a fost creat omul primordial, poziționarea acestei localități fiind în centrul lumii, de altfel ca în toate celelalte mituri referitoare la acest paradis. În mijlocul Edenului se află arborele vieții și arborele cunoaștei binelui și al răului. Vedem, desigur, că este reluată și tema arborelui, cât și cea a șarpelui. Fructele acestui arbore fiind interzise de către Dumnezeu, adică Iahve, cum îl numesc evreii, aceste fructe neputând fi consumate de către om. Ce vedem oarecum schimbat la religia Israelului este o idee care se degajă din această interdicție și anume valoarea existențială a cunoașterii. Cu alte cuvinte, știința poate să modifice radical structura existenței umane. Cel care reușește să o ispitească pe Eva să mănânce din arborele cunoașterii binelui și al răului este, desigur, șarpele, simbol care apare încă de la civilizația sumeriană. Biblia îl prezintă pe Adam drept victimă naivă a perfidiei șarpelui, așa cum se regăsește de altfel și în epopeea lui Gilgameș. Căci odată ajuns omniscient, adică egal zeilor, Adam putea să descopere arborele vieții și să devină nemuritor, așa cum își dorea de altfel și Gilgameș. Dumnezeul alungă pe Adam și pe Eva din paradis, aceștia culminând să fie condamnați spre a munci în scopul supraviețuirii proprii. Această decădere a omului, această izgonire din rai, este considerată ca fiind principala sursă a tuturor următoarelor nenorocire ale lumii. Eva urmează să îl nască pe Cain, care lucra pământul, și pe Abel, care păștea oile. Aceștia doi au oferit sacrificii de mulțumire către Iahve. Mai precis, Cain a oferit din roadele pământului, pe când Abel a oferit primii miei din turmă, urmând ca Iahve să primească doar sacrificiul lui Abel. Acesta a și fost momentul în care Cain și-a ucis fratele, înfuriat de alegerea Dumnezeului său. Astfel, Cain a fost, la rândul său, blestemat. Dumnezeu îi zice astfel: când vei lucra pământul, acesta nu își va mai da roadele sale ție, zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ. Aspectul important pe care l-am menționat anterior din cadrul acestui mit este aceea că religia lui Israel era o religie a pastorilor, aflându-se astfel într-o opoziție puternică față de religiile agricultorilor. Vedem cum Cain era cu agricultura, iar Abel era cu păstoritul. În orice caz, tradiția conservată în povestirea biblică reflectă idealizarea existenței simple și pure a pastorilor nomazi și rezistența vieții sedentare a agricultorilor și locuitorilor din orașe. Cain a devenit ziditor de cetăți, iar unul dintre urmașii săi este Tubal-Cain, care a fost făurar de unelte de aramă și fier, fiind primul fierar menționat în Biblie. Primul omor este deci săvârșit de acela care întrupează cumva simbolul tehnologiei și al civilizației urbane, ne zice Eliade.
Istoria religiilor nu se sfârșește aici. În partea a doua vom continua cronologic apariția conceptelor religioase și vom vorbi despre religiile apărute în China, despre întemeierea Romei, despre credințele popoarelor italice și cele ale popoarelor germanice și, bineînțeles, Eliade oferă suficiente informații despre practicile și credințele marii familii tracice, respectiv și strămoșii noștri geții. Vreau să spun că mă apropii de 1000 de subscriber, ceea ce este fantastic pentru mine, având în vedere că nu mă gândeam că o să crească canalul atât de repede. O să organizez, o să fac un video de tip Q&A cu întrebări adunate de pe la voi, de pe Instagram, de pe Facebook, de pe YouTube, așa că dacă aveți ceva întrebări, lăsați în comentarii și eu o să fac un video câte se adună, o întrebare, 2, 3, 4, câte s-or aduna. Eu sper că ți-a plăcut acest episod și ai aflat chestii și informații noi. Dacă ți-a plăcut, apasă butonul de like. Dacă nu ți-a plăcut, apasă butonul de dislike. Dacă ți se pare interesant, te rog să dai un share pe platformele de socializare. Abonează-te la canalul meu dacă n-ai făcut-o încă. Iar până data viitoare, salve, numai bine!